Sâmbătă 13 iunie, începând cu ora 11, la Muzeul Dunării de Jos a avut loc vernisajul expoziției Salonul cu Flori. Ediția din anul acesta cuprinde lucrări ale artiștilor plastici veniți din Călăraș, București, Slobozia și Lehliu. Compoziții inedite în care subiectul floral este vizibil în diferite cadre imagistice. Pentru a proteja vizitatorii, dar și personalul muzeului, la vernisaj au putut participa doar expozanții respectând măsurile de protecție. Doritorii pot vizita expoziția începând de luni 15 iunie. Iată, după perioada grea prin care am trecut cu toții, ne întâlnim astăzi pentru prima dată față în față pentru un vernisaj de expoziție. Până acum, vernisajele în perioada asta le-am desfășurat online. Mă bucur mult că suntem împreună astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care expun în cadrul Salonului Florilor din 2020 și în continuare o să o rog pe prietena noastră, Ana Amelia Dincă, să ne prezinte atât expoziția cât și expozanții, nu înainte de a-i mulțumi lui Victor Grigore, care de fiecare dată etalează piesele, se îngrijește de tematică și de toate cele. Eu vă mulțumesc și sper că expoziția să aibă succes. Anul trecut, tot la Salonul Florilor, cu Dorin Manea vorbeam și spuneam că anul ăsta o să avem o nouă sală pentru expoziție și iată că am reușit să o amenajăm. Vă mulțumesc tuturor! Bună ziua, bine ați venit! Mă bucur tare mult că lucrările sunt foarte frumoase și diverse și că avem prieteni noi la ediția din anul acesta a Salonului Florilor. Și această sală este superbă, sunt atât de încântată că este foarte luminată, că este spațioasă și vom avea de acum încolo un spațiu mult mai elaborat pentru prietenii noștri, pentru dumneavoastră, pe care vă vom invita cu lucrări mai multe, pentru că avem unde să le etalăm. Ediția din anul acesta a Salonului Florilor este o ediție care din nou se desfășoară între prieteni, ceea ce mă bucură foarte mult și amintesc încă o dată bucuria noastră pentru faptul că artiști din diferite orașe ale țării se alătură acestor expoziții care se desfășoară în spațiul Muzeului Dunării de Jos.